Iubiți credincioși, vă anunțăm cu bucurie că am dat startul unui nou proiect la Asociația Miros de Cer, iar acest proiect l-am intitulat Plicul Recunoștinței. Se apropie finalul anului 2021 și ne-am gândit la acei copii fluturi din România care au nevoie de pansamente, care au nevoie de îngrijire, care au nevoie de unguente, la față de care noi putem să fim o binecuvântare. De aceea vă provocăm împreună cu noi, începând cu 7 octombrie 2021, timp de 50 de zile, să puneți împreună cu familia dumneavoastră 5 lei în acest plic. Credem că ceea ce psalmistul a spus în psalmul 50:23 este o realitate. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Dragii mei, adevărata mulțumire nu e doar de pe buze. Adevărata mulțumire costă. Adevărata mulțumire ne provoacă la implicare. În speranța că vă veți implica alături de noi în acest proiect, noi vă mulțumim anticipat și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sănătatea este un dar prețios care aduce bucurie în viața fiecărui om. Unii oameni își dau seama de valoarea sănătății atunci când ea nu mai există sau e precară. Dacă astăzi ești sănătos, te provocăm să fii recunoscător pentru sănătatea ta într-un mod diferit, nu doar prin gânduri sau vorbe, ci prin fapte. Asociația Miros de Cer te invită să fii parte a proiectului Plicul Recunoștinței, care se adresează în mod special oamenilor sănătoși și presupune să te implici împreună cu familia, grupa de copii de la școala duminicală, grupul de tineri sau biserica din care faci parte, pentru susținerea zilnică cu câte 5 lei pe zi de familie sau grup timp de 50 de zile. Această metodă te va ajuta pe tine și familia ta să fii recunoscător zilnic lui Dumnezeu pentru sănătatea ta. Proiectul se va desfășura pe perioada de 50 de zile, începând cu 7 octombrie 2021 și se va încheia pe 25 noiembrie 2021 de Ziua Recunoștinței. În acest timp, fiecare familie va pune deoparte în plicul recunoștinței suma de 5 lei pe zi, iar după data de 25 noiembrie, banii vor fi depuși în contul Asociației Miros de Cer sau vor fi trimiși prin alte metode către adresa asociației. Toate fondurile adunate prin proiectul Plicul Recunoștinței vor fi folosite pentru susținerea și îngrijirea medicală a celor 80 de copii din România bolnavi de epidermoliză buloasă, cunoscuți sub numele de copiii fluturi. Fondurile care se strâng într-un plic al recunoștinței timp de 50 de zile reprezintă banii pentru un pansament care deseori abia ajunge unui copil pentru o zi. Am decis împreună cu familia mea să ne implicăm în proiectul Plicul Recunoștinței și să sprijinim acești copii minunați care suferă de o boală cruntă. Dacă ai o familie binecuvântată și copiii tăi sunt sănătoși, gândește-te la cele 80 de familii din România a căror copii suferă de la prima respirație până la ultima suflare. Implică-te și tu în proiectul Plicul Recunoștinței prin înscriere, accesând linkul formularului din descrierea videoclipului sau codul QR. În urma completării formularului, vei primi la adresa indicată un plic al recunoștinței pentru familia sau grupul tău, împreună cu o mică surpriză din partea noastră. Am 5 copilași și în câteva luni urmează să se nască cel de-al 6-lea. Toți sunt sănătoși. Ori de câte ori privesc la copiii fluturi, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat de a avea copii sănătoși. Drept recunoștință am hotărât împreună cu familia să ne implicăm în proiectul Plicul Recunoștinței. Vrem astfel să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat copii sănătoși. În fiecare dimineață vom pune cei 5 lei timp de 50 de zile. Și astfel, prin gestul nostru îi vom spune Domnului, îți mulțumesc că avem sănătate. Dacă ai copii sănătoși, dacă nu trebuie în fiecare zi să te gândești de unde faci jos de pansamente pentru a-i acoperi rănile, spune și tu împreună cu noi, mulțumesc lui Dumnezeu, într-un mod practic. Implică-te în proiectul acesta. Toți cei care veți face lucrul acesta, îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prezintă altora acest proiect prin distribuirea linkului și etichetează unul din prietenii tăi scriindu-i următorul mesaj. Să fii sănătos! Recunoștința ta pentru sănătate poate schimba viața grea a celor bolnavi. Împreună putem sprijini copii cu epidermoliză buloasă.